Mă numesc Alexandra Gârneț, am 62 de ani, trăiesc în Slobozia Mare, raionul Cahul. Astăzi vom pregăti saramură de pește coaptă la grătar, care am învățat-o de la părinții mei. Pentru o saramură de pește este specific mai micuț, pentru că se primește mai dulce. Am văzut că pregătesc și mai mare, dar eu am apucat de la părinții mei ca el să fie mai micuț. Încă și mai micuț poate fi, iată și așa. E foarte gustos din biban, pentru saramură specific la saramura coaptă. Alexandra cumpără peștele de la piața din sat și preferă să-l curețe de măruntai afară. Începem să pregătim peștele, numai că nu îl curățim de solzi, fiindcă toată dulceața stă în solzi ăștia. Noi trebuie să-l coacem tot cu solzi. Așa se pregătește așa e specific la saramură coaptă. Tatăl meu a lucrat pescar 40 de ani și mama ne pregătea tot felul de pește. Pește saramură, pește copt, pește ciorbă, pește umflut, tot felul de pește. Adică mai mult cu pește decât cu carne. Părinții mei sunt din satul Manta, raionul Cahul, pe atunci raionul Vulcănești. Și aici se pregătește saramură. Numai că ei iubeau saramura prăjită, adică peștele prăjit. Dar acum eu nu prea stau bine cu prăjit, mie mai tare îmi place copt. Tot mama îmi spunea că uite-te, vino și vezi ce fac eu ca tu sunt. Pe parcurs vieții tale să știi ce să faci, cum stai găina, cum scurăți tot. Ei nu vreiam, că eram copilăia, ca nu știu ce. Eu am fost ultima la părinți și am fost o leacă mai alintățică. Șurica îmi ziceau părinții mei și tot satul. Nu, fiecare gospodină face cum vrea, dar eu așa vreau că să-l scurg, să-l usuc, să nu se lipească. Cele mai gustoase legume pentru saramură sunt cele crescute în propria grădină. Se pune așa sare ca să nu se lipească. Vezi, eu l-am pus tot cu solzi. Lăsăm să coacă. La foc în încet și încet, încet ca să prindă culoare. La 22 de ani m-am căsătorit cu soțul care l-am acum. Noi, noiembrie, noi am făcut cunoștință și pe 10 decembrie ne-am căsătorit. Și am fost de acord. Nu știu, parcă cu ochii închiși așa. Nu să zic că, oi, din prima vedere m-am îndrăgostit și nu știu ce. Am vrut să-mi cadă un băiat deștept, să nu fumeze, să nu bei și să am liniște. Și cum e? Așa este, așa este, mulțumesc. Dar v-ați gândit cândva că o să vă mutați din Manta în Slobozia? Niciodată, niciodată. Eu am zis că nu mă duc nicăieri, că nu cunosc pe nimerea și eu nu mă duc din satul meu. Când m-am mutat în Slobozia, eu acolo lucram ca ajutor de brigadier la vie. Când să mă căsătoresc, eu îi spuneam, dar eu unde am să lucrez? Era cam criză, era pe Savieschi Saiu și era cam pe blat să dădea locurile de astea. Dar eu unde am să lucrez? Dar eu ce că îți găsesc de lucru așa. Când am ajuns aici, soțul meu n-a zis că îmi găsești de lucru. Zic că du-te la primărie, la pravlenie, intră la director și întreabă, este de lucru, nu este de lucru. Orice, numai să nu mă duc eu pe deal să lucrez cu sapa, că nu eram eu, nu știu de ce, nu mă împăcam bine cu sapa. Cântăream toată mâncarea care venea în complex și toamna toată producția, pe urmă am trecut de acolo la toc, acolo unde toate grânile de pe deal se strângeau, mii de toni de grăunțe, păpșoi, grâu, toate se strângeau acolo la sclad. Și așa, cântăream, făceam un fel de dări de seamă, aveam vreo câțiva oameni, le făceam și lor plata muncii și așa am lucrat acolo vreo 13 ani. Luăm acum din legume, s-a mai făcut o leacă de loc și luăm să punem și legume la copt. A să-l mai întoarcem din când în când, că trebuie să ardă stratul ăsta de solzi, ca să putem așa să-i dăm jos. După ce m-am căsătorit, aveam soacră, soț, aveam răspundere copii, cam nu prea mă jăluiam la mamă din Ica, că nu vreau să o supăr.
că ea n-a fost de acord că eu să vin în Slobozia. A zis că să mă căsătoresc, dar să mă duc în Manta să trăiesc. De ce? Păi vrea să mă aibă, că eram ultima fată și lui era jale să mă duc în alt sat. Eu gătesc, dar dacă este nevoie, se implică și soțul. Dacă eu spun că nu dovedesc sau asta e, el știe toată mâncarea să o facă. În 2000, eu m-am mutat cu lucrul la soț în brigadă, el avea contabil șef, contabila care era plata muncii a ieșit la pensie, n-a mai putut să lucreze și de ce să nu trec eu? Și am trecut și am lucrat atâta timp cât a fost cât a fost posibil. Că, pe urma, s-a început sărăcia asta la noi în țară și nu mai puteam să plătim oamenii. Când eu am văzut că lucrul se înrăutățește și nu avem de unde, acasă ne trebuia și nu cheltuieli, că aveam 3 copii, eu, ca să-i trimit la școală 3 copii și mai aveam și al 4-lea lui soțului nepot, care eu am făcut chiar tutelă pe noi, trebuia bani. Noi creșteam un porc special pentru 1 septembrie și vindeam carnea. Și tot banii mergeau la rechizitii, la tot ce trebuia lor pentru școală. Și noi ce am agonisit, așa încet. Din banii agonisiți, soții Gârneiți au construit în sat un magazin. Ia că acum curățim usturoiul. După ce curățim usturoiul, luăm toate legumele, peștele, luăm tot ce am copt pe plită și mergem și asamblăm saramura acolo în casă. Soții Gârneiți au 3 copii. Băiatul este plecat în România, fiica mai mare în state, iar mezina stabilită în Chișinău. Trebuie mai mult și ca apă, așa că el se îmbibă cu apă și trebuie să rămână o leacă de saramură, că noi o să facem și mămăleguțe, să întingem acolo cu mămăleguțe. Usturoiul, după cum iubești, dacă vrei mai usturoiat, pui o căpățână întreagă. Dar eu niciodată nu pui întreagă, că soțul în diopște nu mănâncă usturoi, dar eu vreau o leacă să miroască, așa e gustos. Eu îl zdrobesc puțin așa și îl tai mărunt. Pe cine din familie ați învățat să facă, dintre copii, să facă saramură de pește? E ca Alina. Alina a pregătit singurică când eu n-am fost acasă. Am simțit așa că Mihai când vine acasă ar vrea o mâncare făcută de mama, cum mânca el când era copil. Nu zic că Marianu îl pregătește gustos, gătește și ea gustos, că mi-a place cum pregătește ea. Dar eu pregătesc altfel și el îi dori de mânca. Când vine, toate căpăcele le ridică și până nu gustă din toate, asta e a lui, de mic. Punem aici patlagica, o punem aici. Piper negru, punem aici. Avem busuioc, ne-mi place cu busuioc. Și nu vă duci cuvântul la biserică? Busuiocul? Nu, înainte da. Înainte nu vreau să aud de buruiana asta, busuioc. E busuioc ăsta la mort, nu știu cum, la biserică, dar mai trecând prin viață, mai ascultând, mai văzând, mai gustând, mai asta ia la români, busuiocul ăsta e, da și în celelalte țări. Și când am gustat și am văzut saramura făcută cu busuioc, mie mi-a plăcut. Și de atunci am trebuințez. Mai punem cimbru. Și oregano. Și niște prafuri pentru pești. De tu mama dumneavoastră, când făcea saramură înainte, că asta era cu vreo cât 40-50 de ani da, în urmă, da? Da, ce ingrediente adăuga? Ia usturoi și apă. Și gata. Și sare. Și gata. Mi-a plăcut mai mult în viață. Mi-a plăcut medic, mi-a plăcut educator. Tata meu mă vedea croitoreasă, de eu n-am iubit. La urmă am ieșit ca contabil, dar n-am făcut studii superioare. Am vrut mai mult să ajung să lucrez. Vreau bani. Să am banii mei. Să nu mă rog de nimerea. Nici de mama, nici de tata. Mai punem peștele care a rămas. O, s-a umplut tigăița noastră. Așteptăm să fiarbă apa. A să turnăm peste pește. A să lăsăm o leacă acoperit. Pe urmă adăugăm usturoiul și lăsăm 10-20 minute să îmbibim una cu alta. Eu întreb soțul, eu vreau să mă ajute cineva când eu gătesc. Vreau să gătesc, dar vreau să mă ajute cineva cu meniu. Ce să gătesc? Ciuhi. Dar minim mă omoară.
Dar spune odată ce vrei. Cei doi soți locuiesc cu mama soacră, criticul culinar de bază. Și asta mama aici. Să-mi dai nota, să-mi spui ce, cât de bună e mâncarea. Mi-a place toată mâncarea. E, da, asta de azi. Când ai pus-o pe masă. Asta de azi. Poftim, peștele, să știți că se mănâncă cu mâna, nu cu furculiță. Mhm. Este, este. Foarte bun. Foarte bun. S-a primit așa cum trebuie, după mine. Că noi nu mâncăm tare sărată, e așa, e bun de sare, ne-mi pare că e bun de sare, e bun de tot. Gustul este care trebuie să fie de saramură. Mamă, ia să dăm mătale ce zici. Cărușul bun tare. Dă un gust pe ce fie cu saramură. Foarte gustos. Foarte gustos, mamă? Da. Uite, ai onoră, bravo. Tarde, albuza.